Salutare și bine ați venit la o nouă rețetă. Astăzi voi face mâncare de dovlecei și vreau să rămâneți cu mine până la sfârșitul acestui video pentru a vedea cum se prepară această rețetă și de ce ingrediente avem nevoie. Dacă o să vă placă rețeta, vă rog frumos să-mi dați un like, un share să vadă și prietenii voștri și să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja. Pentru a pregăti această rețetă am folosit 3 dovlecei, 3 căței de usturoi, 2 cepe mari, ulei de măsline, pâine uscată pe care am uscat-o în cuptor, dar dacă aveți prin casă și mai bine, frunze de busuioc și un cup de concentrat de legume. Decojiți și feliați mărunt ceapa și usturoiul, curățați dovlecei tăindu-i longitudinal apoi în jumătăți și înlăturați-le semințele și tăiați-i în cubulețe de 1 cm. Puneți o oală înaltă cu ulei de măsline la încins, apoi adăugați ceapa și usturoiul. Doar amestecați puțin pentru ca uleiul să se amestece cu ceapa. Apoi puneți și dovlecelul. Amestecați bine. Și lăsați pe foc aproximativ o oră, amestecând din când în când și, dacă este nevoie, adăugați puțin apă. Cepele și dovlecei trebuie să fiarbă lent, ca acestea să se moaie și să se caramelizeze. Odată scurs acest interval de timp, adăugați cubul de concentrat de legume și un litru de apă clocotită. Asezonați cu sare și piper. Rupeți pâinea în bucățele și adăugați-o în mâncare. Mai fierbeți aproximativ 10 minute până când mâncarea se îngroașă. Apoi tăiați frunzele de busuioc. Amestecați din nou. Mai puneți în mâncare ulei de măsline și fiți generoși pentru că o să-i dea un gust aparte. Amestecați și mâncarea este gata pentru a fi servit. Repartizați-o în castroane și bucurați-vă de aromele și de gustul ei. Vă mulțumesc că ați vizionat această rețetă și până data viitoare, poftă bună și la revedere!